Liviu Cotoșman, primarul din Roșia de Amaradia, nu vrea să țină cont de condițiile impuse de la centru atunci când vine vorba despre sutele de copii din localitate care așteaptă ca în fiecare an să primească cadouri de la autoritățile locale. Cotoșman spune că va aloca suma de 30.000 de lei pentru cadouri. Indiferent de ce restricții ne impun această ordonanță a austerității, asumându-mi chiar și eventuale amenzi, voi continua să mențin tradițiile și obiceiurile locale, adică să acord și anul acesta cadouri copiilor de la școală, pentru că este luna sărbătorilor și cel mai minunat prilej acesta e de a oferi cadouri în această perioadă de sărbătoare, adică la sfârșitul anului, pentru toți copiii care învață pe raza localității. Mai exact, am luat în calcul ca cei 453 de copii să beneficieze de cadouri, repartizând prin hotărâre de consiliu și suma de 60 de lei pentru fiecare copil, astfel încât această bucurie să fie menținută an de an, așa cum am făcut-o și în anii anteriori. Cu alte cuvinte, indiferent ce restricții sunt impuse prin această ordonanță a austerității, îmi asum chiar, așa cum am spus, și eventuale amenzi, dar voi acorda aceste cadouri pentru toți elevii care învață la unitățile școlare pe raza localității Roșia de Amaradia. Copiii din Roșia de Amaradia vor primi o plasă cu dulciuri din partea primăriei. Cred că specific acestor sărbători, specific acestor cadouri de sfârșit de an, consider că obligatoriu în plasa de cadouri, pe lângă alte dulciuri, să se regăsească o plăsucă cu portocale, ciocolată și suc. Și bineînțeles alte dulciuri care îi încântă și am luat în calcul, și așa fac în fiecare an, chiar să discut cu parte din elevii care învață la unitățile școlare, școlile fiind și în centru, am plasate lângă primărie, să-mi sugereze copiii ce dulciuri ar dori să se regăsească în plasa de cadouri pe care le ofer la sfârșitul anului școlar. Nici Ovidiu Pungan, primarul din Bălănești, nu va ține cont de ordonanța austerității și le va oferi copiilor cadouri de Crăciun. Nu putem să lăsăm copilașii fără un mic cadou de Crăciun care trebuie să-l dăm acolo, cât putem din bugetul local. Se va găsi o variantă, sau poate din sponsorizări, se va găsi o variantă ca să oferim un mic cadou la copilașii care studiază la grădinița și școala de la Bălănești. Deci vom reuși până la urmă să dăm cadouri și la copii. Nu se poate așa ceva, deci este ceva exclus. Bun. Deci nu veți ține cont de măsurile de austeritate și veți păstra... Nu, la urmă se vor găsi variante. Vom ține cont de măsurile de austeritate, că nu suntem nici noi de capul nostru aici prin aceste instituții, dar vi-am zis, până la urmă se va găsi o portiță legală în care să putem să oferim cadouri copiilor. Nu se poate și nu va dispărea niciodată această tradiție, căci până la urmă este o tradiție care pentru copilași cel puțin va trebui să fie respectată și autoritățile locale să găsească soluții pentru a oferi un mic cadou copiilor de sărbători. Ce este mai frumos decât sărbătorile și mai ales să oferi un cadou copilașilor. Și noi am fost copii și noi la rândul nostru, chiar dacă nu au fost pachete foarte deosebite cum sunt acum, dar totuși, chiar și pe vremea comunismului, o portocală și o ciocolată tot se oferea de către autorități copiilor. Cadourile de Crăciun vor fi oferite copiilor în ultima săptămână de școală înainte de vacanța de iarnă.